profitare maximă a lui Bashar al-Assad după atacul coaliei occidentale, rezistena de dimineață. Peste 100 de rachete au fost trase de coalia occidentală SUA, Marea Britanie și Franța, asupra unor obiective ale regimului sirian. Loviturile occidentale din zorii zilei de sâmbătă au vizat baze militare sublinierei centre de cercetare subliniere tincific din Damasc sublinierei împrejurimile capitalei siriene. Asociația Procurorilor din România, reacție vehement la criticile raportului Greco, modificările vor afecta independența procurorilor. În ciuda atacului masiv al coaliei, președintele Bashar al-Assad, acuzat că a ordonat mai multe atacuri cu gaze asupra civililor în suburbiile care au fost controlate de rebeli până acum câteva zile, apare într-un scurt filmule filmat în sediul președiniei siriene cum vine la lucru ca în fiecare dimineață. Filmuletul este însoțit de un text în arab, The Morning of Resilience. Ofensiva în curs combina atacuri aeriene sublinierei lansări de rachete de pe nave aflate în Marea Mediterană, conform unor surse militare citate de CNN sublinierei preluate de EFE. Un oficial din administrația americană, citat de AFP, a precizat că operațiunea vizează ținte multiple sublinierei este realizat cu diferite tipuri de muniție, notând ce au fost folosite sublinierei rachete de croazier Tomahawk. Ministerul britanic al apărării a anunțat sâmbătă ce a lovit un complex militar din apropiere de Homs, în vestul Siriei. Contribuția britanică la acțiunea coordonată a fost realizat cu 4 avioane de vântoare Tornado GR4 ale Royal Air Force, a precizat ministerul, într-un comunicat.